cine nu a auzit de tabăra de la Nucșoara. Eforturi majore au fost și vor mai fi depuse pentru ca aceasta să redevină ce a fost odată. Mai mult, prin reabilitarea taberei vor fi create între 25 și 28 de locuri de muncă permanente. Tot privind această zonă, se află în derulare un proiect despre care primarul Ion Cojocaru a vorbit în premieră. Se lucrează acum la un proiect foarte mare. Nu am voie deocamdată, nu pot să spun deocamdată, fiindcă n-am cerut... Nu numele, ne interesează ideea. Da, ideea este că am văzut, s-a făcut un PUZ și s-a cerut certificat de urbanism pentru un proiect foarte frumos, tot în zona taberei, puțin mai sus, două restaurante cu capacitate de 100 și 300 de locuri și încă 40 de vile care să deservească un... sat de vacanță. Alimentarea cu apă și canalizarea se află pe lista priorităților alături de turism privind investițiile în comuna Nucșoara. Colaborarea pe care o aveți cu Rom Silva, știu că aveți acolo și au și dumnealor o cabană foarte frumoasă. Da, nu intrați în concurență? Concurența duce la bine. Duce la progres. La progres. Da, putem să intrăm în concurență cu Rom Silva. De fapt, nu, este o concurență foarte constructivă, pot spune. Ne dorim să atragem alți potențiali investitori pentru a dezvolta zona turistică. Știu că mai sunt încă 4 proiecte pentru construcția de pensiuni. O atenție deosebită va fi acordată drumurilor care sunt într-un plin proces de reabilitare și modernizare. Toată Nucșoara este frumoasă, foarte frumoasă. Din orice unghi ai privi, ai ce vedea în comuna Nucșoara. Dar sunt și foste, cum să vă spun, drumuri care erau de pe timpul bunicilor noștri și sunt acum aproape impracticabile. Noi le vom repune să fie practicabile. În felul acesta vom dezvolta zona aceea de turism, care sunt câteva zone, cum ar fi vârful Grului spre Puțul Belescului sau fața Lazului, care pot să spun că sunt fantastice ca și amploare, ca și peisaj. În Nucșoara puteți vizita numeroase obiective turistice. Printre acestea se numără și lacul Învârtita. Acesta există de la sfârșitul secolului al XIX-lea și este cel mai mare lac format pe gips de la noi din țară. Se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și are o adâncime maximă de 5 metri.